Cele mai bune firme virtuale, concepute și puse în practică de elevi, au fost prezente în cadrul unei competiții desfășurate sâmbătă la Baia Mare. Județul Sălaj a fost reprezentat de elevii de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Larian, care au obținut numeroase premii. Patronii celor 117 firme participante din 18 județe au prezentat cele mai bune idei de afaceri și au demonstrat abilitățile antreprenoriale. Firma de exercițiu Belissima SA de la Colegiul Tehnic Alessandru Papilarian din Zalău a reprezentat salajul pentru a doua oară, demonstrând că este pregătită să ofere produsele căutate. Citez, participarea la astfel de evenimente le permite elevilor contactul direct cu mediul de afaceri, le dezvoltă spiritul de echipă și experiența de a conduce direct negocierile prin realizarea tranzacțiilor, precizează Daniela Flavia Gozman, profesor coordonator al firmei. La această provocare, Febelisma S.A., reprezentată de elevele Mastan Bianca, Baboș Andrada și Sâmpetrean Alexandra, a intrat în competiție, iar viitorii oameni de afaceri și-au disputat titlurile pe mai multe secțiuni. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Marcel Lucaciu, echipa de la API s-a situat printre cele mai valoroase firme participante și au fost premiate la mai multe secțiuni. Mențiunea la secțiunea Cel mai bun spot, premiu special pe pentru cea mai bună prezentare PPT, și mențiune pentru cel mai bun catalog profesional.